Creștinii ortodoxi de stil vechi intră de azi în săptămâna albă. Pe lângă produsele de post, de azi credincioșii vor consuma numai lapte, brânză, ouă și pește. Postul Paștelui este cel mai lung și cel mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Timp de 40 de zile, la care se adaugă săptămâna patimilor, oamenii vor exclude din alimentația de zi cu zi carnea, lactatele și ouăle. În această perioadă vor fi doar două dezlegări la pește, de bună vestire și în Duminica Floriilor. Paștele va fi sărbătorit în acest an în data de 19 aprilie.